Foarte disputată, vă dați seama, de 2000 de zile o luptă crâncenă. Este o competiție care a strânit multe orgolii. Știu cum am pregătit-o, cât și-au dorit de mult primarii și primării să participe la astfel de eveniment. Și cred că obiectivul este îndeplinit și anume viața sportivă. Este o realizare de competiție? Este una din cele mai importante realizări ale Consiliului de San Alba. Consider că tot ce a dat de antrenarea tinerii generații în mișcare, în sport, în viața culturală, este esențial. Celelalte lucruri când trebuie să nu le știe, trebuie să le oferim. Însă lucrul ăsta, cred că le-a adus foarte mult bine. O să urmeze și o a treia ediție a Cupei Lucrurile la Putem. Speranță bună, nu puneți întrebarea asta. Consiliul Județean când se apucă de lucruri bune, le duce până la capăt și asta înseamnă că nu are sfârșit, fără sfârșit sau fără număr, cum spune. Roșia Montana, Roșia Montana câștigat în preziua Zilei Minerului să fie un semn. Să fie un semn bun pentru mineritul din județul Alba, este ceea ce ne dorim cu toții, iar în ceea ce mă privește pe mine și Consiliul Județean, gesturile noastre în domeniul sprijinit mineritul l-am făcut în permanență. Vorbele, mulți le spun, realizările sunt de partea noastră, așa că să ne dorim ca anul viitor să ne ajute Dumnezeu ca finala campionatului Munților Apuseni la fotbal să fie, să spunem așa, contemporană cu începerea investiției de la Roșia Montană. Vă mulțumim! Mulțumim.